Cumpărați coinși în EF24 de pe YouSpendBuy. Mai multe detalii în descriere. Astăzi vom simula 10 sezoane cu Chelsea și cu noile transferuri, adică cu João Félix, Neto și noul transferat Sancho, dar și alte transferuri. Și noi vom încerca cu aceste transferuri să facem echipa Chelsea cea mai bună echipă din lume. E bine, și am ajuns aici la Chelsea, unde desigur că avem deja noile transferuri făcute, ba chiar suntem și în următorul sezon, bine, poate în următorul an, dar suntem în următorul sezon pentru că Ipswich și Leicester City sunt în Premier League și noi ca managerul Chelsea vom încerca aici să câștigăm foarte multe trofee. Dacă ați face chestia asta, trebuie să setăm și obiective ca să fie mai interesant. Așa că obiectivele sunt în felul următor. Chelsea trebuie să adune 20 de trofee. Trebuie de asemenea să câștige 3 ori Champions League, să câștige o singură dată UEFA Super Cup, să aibă un jucător de 99 overall și să avem 3 baloane de aur câștigate la noi în echipă, de asemenea și 4 ghete de aur. Trebuie de asemenea să câștigăm Premier League de 4 ori și desigur 2 transferuri per sezon. E bine că acestea sunt obiectivele și regula noastră. Eu zic că o să reușim să facem pentru că știți că avem modurile instalate și probabil, dar nu sunt sigur, poate o să fac un tutorial, dar poate ar merge când apare EFC25. Totuși, eu zic că o să reușim să facem aceste obiective destul de ușor. Așa că haideți să trecem la echipă care arată foarte bine, dacă mă întrebați pe mine, chiar arată bine. Și chiar dacă ei au foarte mici overall-urile, adică nu au de 90, de 88, de știu eu ce, sunt foarte tineri în echipă, adică sunt mulți tineri. Iar transferurile făcute de Chelsea, cam știți care sunt, Neto care este foarte bun acolo pe dreapta, João Félix, Sancho care este un împrumut, dar am zis să-l transferăm, Sterling care în momentul în care filmez acest videoclip s-a dus la altă echipă, mi se pare că la Arsenal, dar sub formă de împrumut, de asemenea și acest mijlocaș Hall sau Dasbur, nu știu cum se pronunță, deci o să-i spun Hall, și aia a fost câteva transferuri, dar nu așa de bune cum ar fi acest Veiga. Wow, 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 stai puțin, nu te grăbi în real, băi, pentru că de data asta adăugăm o chestie nouă la simulările noastre, adică roata carierelor, unde avem aici 10 provocări pe care trebuie să le facem clar per fiecare sezon, 10 sezoane, 10 provocări, și avem provocări care ne pot ajuta să câștigăm UEFA Champions League sau ne pot duce ba chiar în Championship. Iar pentru primul sezon, haideți să vedem ce pică și se pare că este... Poc! A picat. Ai voie să transferi doar jucători de peste 30 de ani. Asta înseamnă că în acest sezon, cele două transferuri pe care putem să le facem trebuie neapărat să fie doi jucători de 30 plus ani. Așa că, da, de ce nu? Haideți să transferăm. Bugetul însă este destul de mic. 33 de milioane de euro, pe bune? E bine, și de ce nu? Haideți să transferăm un portar care avem nevoie la echipă și ce nu, haideți să transferăm pe Jan Oblak, foarte bun portar, o să ne coste destul de puțin, așa că haideți să transferăm. E bine, și Jan Oblak vine la echipă foarte rapid aici, pe suma de 16 milioane de euro. Chiar dacă Sanchez este un portar foarte bun, eu zic că Oblak își va face mai bine treaba acolo, însă să fiu sincer, al doilea transfer nu prea vreau să-l fac momentan, pentru că restul jucătorilor chiar poate să crească, așa că îi las să crească, să văd în funcție de cum cresc, o să schimb în sezonul următor. Încă un mod pe care l-am băgat este la development planuri, adică avem diferite planuri diferite, câteva sunt diferite, ba chiar la anumite poziții. Avem un plus diferite plan aici care îl face mai bun. De exemplu, la portar avem un diferite plan care se numește Levia și în ceea ce este destul de șmecher acolo. E bine, suntem pregătiți, așa că haideți să dăm simulare la sezon cu numărul 1 să vedem ce se întâmplă. Sezon cu numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa noastră și wow! Wow, João Félix, Cole Palmer și Caicedo accentați aici, wow, efectiv, trei jucători foarte buni de la noi echipă. Totuși, la stats, o să vedem Nkunku cu 28 de goluri, foarte bine acolo, Broha care nu este la noi, João Félix care a prins 28 de meciuri, doar bă, da, totuși s-a descurcat destul de bine, 9 goluri și 3 asisturi. Gata de ori se pare că câștigă aici Isak cu 31 de goluri, iar în ligă terminăm pe locul 4, ceea ce este ok, bine, pentru că am intrat în următorul Champions League din sezonul următor. FA Community și nu reușim să câștigăm aici este Newcastle, Manchester City câștigă Carabao Cup, iar în celelalte competiții nu am participat. În sezonul cu numărul 2, hai să vedem ce putem să facem. Da, ok, João Félix încă este accentat și Caicedo este rănit puțin acolo. La Félix este ceva mai grav, 7 săptămâni, ok. Însă lui Caicedo se treacă într-o zi, așa că este perfect. Înainte să facem transfer de sigur că trebuie să dăm de roată, așa că hai să vedem ce pică. Hai să vedem în al doilea sezon ce pică și se pare că pică.
Oh, nu. No, no, perfect, perfect, asta trebuia. Din cauza unor probleme financiare, pierzi acest sezon 100 de milioane de euro. Ok, pierdem 100 de milioane de euro, dar noi câți bani avem? Avem 103. Rămâne cu 3 milioane de euro. Ce transfer putem să facem cu acești bani? Bă, și am rămas cu 3 milioane, hai să vedem ce putem să facem cu acești bani. Dar, sincer, nici are sens. Nu are sens, că nu găsim nimic oricum. Așa că ce mai bine ar fi să păstrăm această echipă? Poate, nu știu, să-i dăm niște developeri mai bune, să crească mai mult, pentru că Cole Palmer mă așteptam să crească mult mai mult. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 2, să vedem ce reușim să facem în continuare. Întrerup pe acest video Clipsmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Sezonul cu numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Cole Palmer iar este accentat. Wow, ok, ok. Totuși, hai să vedem ce are și jucătorii noștri. Și se pare că e în cumpu cu 33 de goluri, un sezon foarte, foarte bun pentru el. João Felix, care și-a revenit, 14 goluri și 3 asisturi. Iar Cole Palmer, care să sperăm că nu ține mult. Gheata, dar se pare că câștigă aici Salah la egalitate de puncte cu Nkunku și cu Haaland. Deci, da, presupun că Salah a câștigat. Iar în Premier League se pare că avansăm ușor, ușor. De data asta locul 3, ceea ce este destul ok, cu 79 de puncte. Totuși reușim să câștigăm Emirates FA Cup cu 3-2 versus cei de la Arsenal. Din păcate nu câștigăm Carabao Cup, câștigă aici Spurs. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 16 puncte. Însă mai departe suntem scoși instant cu 6-3 la general de Atletico Madrid. Și câștigă Real Madrid. În sezonul numărul 3, totuși, hai să vedem ce reușim să facem. Însă, înainte de chestia asta, haide să dăm la spin să vedem ce pică. E bine, și hai să vedem ce pică și se pare că pică. Haide! Trebuie să faci un jucător din primul 11 de 35 de ani. Wow, ok. Destul de grea provocarea, mai ales că, în practic, e useless după aia pe acest jucător, dar cred că am o poziție pe care aș putea să o fac. Și adică portarul, de ce nu? Adică e Jan Oblak, care are 91 de ani, are deja 32 de ani, clar cel mai bătrân jucător al nostru din primul 11, așa că haide să-l facem pe el 35 de ani. E bine, și acum Jan Oblak are 35 de ani, dar nu știu dacă o să-l afecteze așa de mult, sperăm să nu, dar totuși haide să vedem ce transfer putem să facem. Și eu sincer mă uit pe poziția de left back. Este cam cea mai mică rol de la noi în echipă, mai scăp, na, Cole Palmer mai poate să mai crească, are 23 de ani, deci ar fi o idee să luăm un nou left back. Și se pare că avem bani, avem 117 milioane de euro, așa că momentan haide să luăm un left back și vedem dacă mai luăm ceva după. Ei bine, și e genul, haide să mergem big aici și să transferăm pe Alejandro Balde. O să ne coste cea, dar este un transfer foarte bun pentru noi. Ei bine, și un nou left back vine la echipă pe suma de 76 de milioane de euro, vine Alejandro Balde. Și acum cu Balde pe partea stângă, chiar arată destul de bine echipa, mai ales că el poate să crească mult, are 21 de ani, chiar dacă mai avem aici pe Cucurella. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 3 să vedem ce reușim să facem în continuare cu Chelsea. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, însă Felix, da, nu mai sunt în poziția de left winger, trebuie să îl mutăm. Nu știu, să vă poate reușesc să-l schimb până la urmă în left winger. Iar la goluri se pare că este în Nkunku cu 24 de goluri, destul de bine acolo, și Enzo Fernandez în spatele lui cu 20, ba chiar și Neto cu un sezon bun. Iar Gheata de Or se pare că câștigă aici Martinelli cu 33 de goluri. Wow, ce sezon bun pentru el. Nkunku este tocmai pe locul 11. Însă în ligă, din păcate, data asta trenăm mai rău, trenăm pe locul 4, nu reușim locul 2 sau locul 3, ceea ce este ok în continuare cât timp suntem în Champions League. Și se pare că pierdem FA Community Shield, ne bate Liverpool cu 11-10 la penalti. Wow, ok. Emirates FA Cup se pare că câștigă aici Arsenal, însă totuși reușim să câștigăm Carabao Cup cu 4-2 versus cei de la City. Iar în Champions League trebuie grupa pe locul 1 cu 14 puncte, unde mai departe ne scoate din nou Atletico Madrid, bă, cu 5-1 la general, ne-a spart efectiv. Și câștigă Manchester United, destul de bine. În sezonul cu numărul 4, hai să vedem ce putem să facem la echipă. Pe Felix trebuie să schimbăm aici poziția, cred că, pentru că nu pot să-l locuiesc pe Nkunku, este foarte bun. Și nici nu prea am ce să scot de la echipă, deci, na, o să rămân așa. Însă, înainte să ne băgăm la niște transferuri, haide să dăm de roată. E bine, și haide să vedem ce pică și te rog, hai cu ceva bun, hai cu ceva bun. Și trebuie să faci un jucător din primul 11 de 16 ani. Bine, mă, bine, mă, asta zic, asta zic. Ne-a picat foarte, foarte bine. Trebuie să facem un jucător din echipa noastră, din primul 11 mai exact, de 16 ani, ceea ce este perfect. Dar pe cine să fac? Pe Oblak, poate, care are 36 de ani? Pe Nkunku, are 28 și este cea mare overall de la noi echipă și este și striker? Sau poate pe Palmer?
Ar merge și el. Însă cred că cea mai logică chestie ar fi să facem striker nostru. Adică în Kunku e clar striker nostru, care o să rămână la echipă și dacă putem să-l facem de 16 ani este perfect. E bine, și acum Christopher Nkunku are 16 ani, atacantul nostru de succes. Acum este tânăr rău de tot și o să ne ajute foarte mult, o să crească foarte mult acum. Dar noi încă putem să facem două transferuri și haideți să ne gândim bine ce transfer să facem. Cel mai bătrân din echipă clar este Jan Oblak, dar el este portar, are 91 de ani, deci nu vreau să îl schimb pe el. Însă Disasi are 28 de ani, destul de mult dacă mă întrebați pe mine. Am putea găsi un fundaj mult mai bun decât el și poate mai tânăr. Așa că haideți să ne ocupăm de această poziție. Și avem cu cel care avem 140 de milioane de euro, asta zic. E bine, și ei și nu, haideți să-l dăm pe Ruben Dias de la Manchester City, 29 de ani, 90 overall și expiră și contractul, ceea ce este perfect. E bine, și vine Ruben Dias la noi în echipă pe suma de 61 de milioane de euro. E bine, și uite-l acum pe Dias acolo unde defensivă care o să ne foarte, foarte mult și cred că nu mai avem nevoie de alt transfer, arată destul de bine echipa, așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 4, să vedem ce reușim să facem cu Chelsea în continuare. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, însă nu înțeleg de ce nu crește Cole Palmer, este ciudat, dar asta este. La goluri se pare că a fost Pedro Neto cu 34 de goluri și pe locul 2 João Félix cu 31 de goluri, asta zic mă, asta zic, în sfârșit acești jucători cresc. Gheata de Oro câștigă Haaland cu 32 de goluri și în spatele lui Højlund cu 32 de goluri. Însă reușim să câștigăm Premier League, mă, let's go, let's go. Reușim să câștigăm Premier League cu 96 de puncte, foarte bine acolo. Însă din păcate pierdem Emirates FA Cup cu 3-2. Ne bate Arsenal. Totuși reușim să o batem aici în Carabao Cup, bate cu 3-0. Iar în Champions League terminăm cupa pe locul 2 cu 13 puncte, unde mai departe a dat de Roma pe care o scoatem cu 3-2 la general. Reușim să scoatem și pe City cu 6-3 la general. Iar în semifinal reușim să scoatem pe AC Milan cu 3-2 la general. Hai să vedem că reușim să câștigăm finala versus City la Arsenal. Mamă, ce finală! Ce finală! 3, 2, 1 și nu pot să cred, ne bate cu 3-2, cu 3-2, pierdem din păcate prima noastră finală de Champions League, ne bate Arsenal, dar nicio problemă pentru că revenim sezonul următor. În sezonul cu numărul 5, haideți să vedem ce putem să facem la echipă în continuare, trebuie să o schimbăm, nu crește foarte mult, totuși reușim câteva trofee, dar nu crește. Poate cine știe, ar trebui să-l schimbă pe Cole Palmer. Însă înainte de orice transfer, haide să dăm de roată să vedem ce pică. Și hai să vedem ce pică și te rog cea bun, te rog cea bun. Tu te văd aici. Vinde doi jucători din primul 11. Doar așa, va fi doar doi jucători, adică nu e... Ok, hai să vedem ce putem să facem. Ei bine, și ne-a picat fix ce nu trebuia să ne pice. Să vindem doi jucători din primul 11. Wow, ok, hai să vedem. Deci primul clar ar fi Fofana aici, mic overall, ar că ar merge. Și cred că și Oblak, dar are 92 overall, nu chiar, nu, hai să nu-l vindem pe el. Deci Fofana clar ar fi unul. Iar apoi, cred că ar merge Neto, să fiu sincer. Ar merge Neto sau Cole Palmer, hai să-l păstăm la echipă. Totuși știi ceva, nu o să-l vând pe Neto. Și știi ce? Pentru că în sezonul anterior chiar a jucat foarte bine, nu vreau să-l vând pe Neto. O să-l vând însă pe Cole Palmer. Știu că este ceva wow, dar nu a crescut deloc, efectiv. Nu știu ce se întâmplă cu el. Așa că o să plece Cole Palmer și Fofana. Ei bine, și acum cu Cole Palmer și Fofana plecați, haideți să vedem câți bani avem ca să vedem ce transferăm. Și se pare că avem 253 de milioane de euro. Wow, ok, ok. Nu știu câți bani avem înainte, dar pentru că i-am și vândut pe acei doi jucători, ne-a crescut mult bugetul. Și este clar unde avem nevoie de jucători, așa că hai să transferăm un mijlocaș și un fundaș. Ei bine, și am găsit doi jucători foarte, foarte buni. Saliba, bine, care m-am dus direct la el, știam ce vreau să iau. 87 overall, 26 de ani, foarte bun, expiră și contractul dacă nu mă înșel. Nu expiră, dar e ok. Și acest Miles de la Real Madrid, 87 overall, 22 de ani, cam destul de bine și expiră și contractul, ceea ce este perfect pentru noi, așa că haide să transferăm pe amândoi. E bine, și vine William Saliba la echipă, pe poziția de fundaș de sigur, pe suma de 95 de milioane de euro. Ei bine, și vine acest Miles la noi echipă, un mijlocaș foarte bun care vine pe suma de 93 de milioane de euro. Ei bine, și acum cu Saliba în defensivă și cu Miles în mijloc arată foarte, foarte bine echipa. Doar așteptăm să mai crească, na, și o să vedem ce provocare mai pică. Așa că haideți să simulăm sezonul cu numărul 5, să vedem ce reușim să facem în continuare cu Chelsea. În sezonul cu numărul 5 în 2027, hai să vedem ce câștigă balonul de aur. Christopher Nkunku are 93, dacă nu mă înșel, overall.
Deci ar putea să câștige, hai să vedem că reușește și se pare că da, este el, Cristofor Nkunku, câștigă balonul de aur. Bine, mă, let's go! Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și avem doi jucători faultați. Totuși, hai să vedem ce a reușit echipa noastră. 33 de goluri, Joao Felix, asta zic, mă, și Enzo Fernandez cu un sezon foarte, foarte bun. Gheata de aru, totuși, nu câștigăm noi, este aici Haaland cu 36 de goluri. Wow, ok. Însă, totuși, reușim să câștigăm Premier League cu 87 de puncte, bine acolo. Câștigăm și FA Community Shield cu 2-1 versus cei de la Arsenal, însă pierdem Emirates FA Cup 2-0 versus cei de la Spurs. Și pierdem și Carabao Cup în finală versus cei de la Manchester City la penaltiuri. Ok. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 14 puncte. Mai departe reușim să scoatem Athletic Bilbao, reușim să trecem peste Barcelona și în semifinală reușim să scoatem Ajax cu 3-0 la general și se pare că vom juca finala versus cei de la AC Milan. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și nu mă pot să cred. Bă, a doua finală pierdută, ne bate AC Milan cu 4-1 la penaltiuri. În sezon cu numărul 6 se pare că cam toți jucătorii, aproape toți jucătorii sunt la națională, însă pe noi asta nu ne oprește să transferăm jucătorii. Însă înainte să facem chestia asta, desigur că trebuie să dăm de roată. Așa că haideți să vedem ce ne pică și haide, vreau ceva bun. Te rog, ceva bun. Haide. Ok, asta este ok. E ok, de fiecare dată când pierzi versus Arsenal, pierzi un jucător din Premier 11. E ok, având în vedere că poate câștigăm și supraviețuim. Ok, deci sezonul ăsta trebuie doar să nu pierdem versus Arsenal. Asta trebuie să reușim noi să facem. Iar ca transferuri, să fiu sincer, da, nu știu, cred că mai bine transferăm un mijlocaș în locul lui Caicedo și îl punem pe banca de rezerve. Cred că asta ar fi foarte bună idee. Poate Oblak? Câți ani are? 38? Wow, ce se ține Oblak? 38 de ani, 93 overall. Nu știu, îl mențin așa până văd cât scade. Totuși, da, clar că Caicedo trebuie schimbat. Ei bine, și de ce nu? Haide să luăm pe Rodri de la City. Un jucător foarte bun, 32 de ani știu, dar o să ne ajute foarte mult. Că poate cine știe îi păstrăm overall-ul. E bine, și Rodri până la urmă vine la noi în echipă pe suma de 34 de milioane de euro. E bine, și acum cu Rodri, ca mijlocaș defensiv acolo, arată foarte, foarte bine mijlocul. Așa că haide să simăm în sezonul numărul 6 să vedem ce reușim să facem în continuare în Champions League. În sezonul numărul 6, haide să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este... Haide bine acolo, Nkunku câștigă balonul de aur. Bine, mă, Nkunku, al doilea lui balon de aur. Sezonul numărul 6 s-a terminat, haide să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine, chiar arată excelent de bine dacă mă întrebați pe mine. 95 overall în Nkunku acolo și se pare că Joao Felix cu un sezon foarte, foarte bun, 48 de goluri, wow, și 16 asisturi. În spate în Nkunku cu 30, Miles în spate cu 26 și la asisturi este Enzo Fernandez cu 24 de asisturi și 24 de goluri. Iar gheata de aur nu câștigă Felix, mă, haide mă, câștigă Diaz de la Liverpool, ok. Însă reușim să câștigăm Premier League din nou cu 110 puncte. N-am pierdut efectiv niciun meci. Wow, niciun meci. Reușim să câștigăm FA Community Shield cu 3-1 versus cei de la Spurs. Câștigăm și Emirates FA Cup cu 2-1 versus cei de la Arsenal. În Carabao Cup se pare că câștigă aici Manchester City. Iar în Champions League trebuie în grupa pe locul 1 cu 18 puncte. N-am pierdut absolut niciun meci. Unde mai departe de nebar pe care o scoatem cu 5-1 la general. Reușim să o scoatem pe AC Milan cu 6-2 la general. Reușim să scoatem și Interul. Și suntem în finală versus cei de la Leverkusen. Hai să facă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim până la urmă să câștigăm finala UEFA Champions League. După două finale pierdute consecutiv, a treia finală, a treia cu noroc, cum se spune, reușim să câștigăm cu 3-2. Însă nu s-a terminat sezonul acesta. Haideți să vedem unde am pierdut versus cei de la Arsenal. Se pare că acolo pe 19 august reușim să o batem cu 3-1. Iar apoi iar în Ligă reușim să o batem cu 3-1 din nou pe 3 februarie. Iar acolo pe 26 mai reușim să o batem în finală. Nu mai știu, cred că la Carabao Cup sau Emirates FA Cup, ceva de genul. Însă este important că reușim să o batem și nu vindem niciun jucător de la noi în echipă. În sezonul numărul 7, haideți să vedem ce puteți face la echipă. Ca transfer am putea să facem ce am putea cu un left back, cu un right winger, însă înainte de chestia asta e sigur roata, așa că hai să mergem repede și să vedem ce va pica. Haide, te rog, cea bun, te rog. No, acceptă primele două transferuri care vin, nu. Mama, asta depinde doar de norocul nostru. Ei bine, este destul de simplu. Pur și simplu, avansăm și primele două transferuri care apar, să sper că nu este deja aici ceva, nu este, ok. Primele două transferuri care apar, trebuie să le acceptăm. Astfel, te rog, să fie ceva ușor.
un habar, un no-namer de la mine de echipă, ca mulți. Și se pare că primul este, opa, ok, primele două sunt așa, Colwill, însă al doilea este James, adică cred că James al nostru, dar este James, clar. Deci da, va trebui să acceptăm această ofertă de a lui Colwill și oferta de la James, care se pare că e de un jucător, dar nu prea mă interesează, îl de pe John Kennedy. What? John Kennedy? O să dăm noi negotiate și o să scoatem acest jucător. Nu-l vrem pe John Kennedy. E bine, și acum James s-a dus de la echipă. Da, a fost vândut. Asta este. E bine că am scăpat ieftin. Putea să plece, știu eu, João Félix, Nkunku, poate, cine știe. E bine că am scăpat ieftin. Clar, în sezonul acesta trebuie să transferăm un right back, așa că cu asta o să ne ocupăm. Și avem foarte, foarte mulți bani, 341 de milioane de euro. Haideți să transferăm cel mai bun right back. Ok, nu știu ce se întâmplă, dar cel mai bun right back pe care putem să-l transferăm este Trent Alexander-Arnold, ceea ce este nașpa, pentru că are 86 overall. Nu este foarte, foarte mare. Cum era Reece James, avea 90 overall, dar e ok, e ok, o să ne mulțumim cu așa ceva, pentru că nu avem altceva. Ei bine, și Trent vine la noi în echipă pe o sumă destul de bună, 50 de milioane de euro, un fundaj destul de bun care o să ne ajute categoric. E bine, și acum cu Arnold pe dreapta e mai ok decât ce aveam noi oricum, așa că haideți să simăm și sezonul cu numărul 7, să vedem ce reușim să facem în continuare. În sezonul cu numărul 7, haideți să vedem ce câștigă balonul de aur și se pare că este Nkunku din nou, ca de obicei. Ca de obicei Nkunku, el o să fie de acum încolo, cred că 4 baloane de aur dacă nu mă înșel. Sezonul cu numărul 7 s-a terminat, haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. João Félix 93, Nkunku 96, echipa pe totul arată bine, însă Alexander Arnold categoric acolo faultat. Iar la goluri vedem că este Enzo Fernandez cu 42 de goluri. What? Ok, nu înțeleg ce se întâmplă, nu înțeleg cum el, dar ok, cu, și cu 23 de asisturi. Iar în spate Miles cu 34-23, Felix cu 32-18, da, echipă foarte, foarte bună. Însă se pare că în continuare nu reușim aici să câștigăm gheata de aur, bă, cred că nici măcar o singură dată l-am câștigat-o. Însă totuși reușim să câștigăm aici Premier League cu 105 puncte în continuare. Câștigăm de asemenea și FA Community Shield cu 4-2 versus cei de la Arsenal. Câștigăm și Emirates FA Cup cu 5-0 versus cei de la Newcastle. Și câștigăm și Carabao Cup versus cei de la Manchester United cu 3-1. Și de asemenea câștigăm și UEFA Super Cup cu 3-2 versus cei de la West Ham. Iar în Champions League terminăm grupa pe locul 1 cu 18 puncte, nicio înfrângere. Trecem mai departe de AC Milan, trece și de Leverkusen cu 6-0 la general și trece și de Inter în semifinale și vom juca finala versus cei la Manchester City. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și nu pot să cred, câștigă Manchester City la penaltiuri cu 8-7 pe bune. În sezonul cu numărul 8, haideți să vedem ce mai putem să facem la echipă. Ca transferul, să fiu sincer, nu ne-ar trebui nimic mai bun pentru că avem deja cea mai bună echipă, dar totuși haideți să vedem ce ne așteaptă în roata carierelor. Îi dăm spin și haideți să vedem ce pică, au mai rămas 3, haide, haide, ceva bun, ceva bun. Ok, ai voie să transferi numai jucători englezi. Asta e destul de ok, nu este chiar așa de rea, englez pentru că n-astem în Anglia, Premier League de genul. Da, nu prea avem nevoie de jucători. Totuși o să fac un transfer englez, o să transfer un striker în locul lui Jackson, poate găsi cea mai bun, dar să fie acolo. E bine, și de ce nu, haideți să-l transferăm pe Phil Foden, un left winger destul de bun, știu că nu prea avem nevoie de left winger, dar lasă să fie acolo, eu zic că o să ajute foarte mult. Chiar dacă o să ne coste ceva, avem bani necesari pe asigură, cred că avem pe 400 de milioane de euro, deci ok. E bine, și acum cu Phil Foden pe banca de rezerve arată mult mai ok, banca de rezerve mai întărită, să zic așa, deși nu cred că o să ajute foarte, foarte mult. Așa că haideți să-i dăm simularea la sezon cu numărul 8, să vedem ce reușește să facă în continuare Chelsea. E bine, din păcate, am trecut în sezon cu numărul 9 fără să vă arăt ce am reușit să fac în sezon cu numărul 8, din cauza că efectiv era pusă pe pauză filmarea. Eu așa fac în timpul ce se simulează, așa că o să fac un mic review la cam ce s-a întâmplat. Nkunku a ajuns la 97 overall, ceea ce a fost foarte bine acolo. Nkunku, dacă nu mă înșel, a scris și 55 de goluri, deci foarte bine acolo el. De asemenea, reușește să câștige gheata de aur. Și aici la manager putem vedea foarte ușor ce s-a întâmplat. Am reușit să câștigăm UEFA Champions League, după cum vedeți că aici a winner. Am reușit FA Community Shield, am reușit Emirates FA Cup, am reușit și Carabao Cup și Premier League. De asemenea, l-am transferat pe Foden pentru că la roată a picat să transferăm un jucător englez. Dar nu înțeleg, chiar îmi pare foarte rău. Dar nu înțeleg cum s-a blocat chestia asta. Și mai jos toate meciurile care le-am jucat. Și aparent acum văd, n-a pierdut niciun meci și niciun egal. Wow, ok, asta a fost ceva. Totuși v-am arătat ce s-a întâmplat. Iar acum, în sezonul cu numărul 9, haideți să vedem. Iar acum, în sezonul cu numărul 9, haideți să continuăm. Echipa arată foarte, foarte bine. Suntem pe la final oricum, arată world class.
Însă înainte să facem un transfer, deși nu știu unde ne-ar trebui un transfer, haide să dăm de roată. Haide să vedem totuși ce ne pică și haide, vreau cea bun și este... Oh, ăsta e bun. Trebuie să faci un jucător transferat de Chelsea, atenție, de 99 overall. Și acum să vă spun ce înseamnă, adică de la Chelsea... Se referă la jucătorii pe care a transferat în perioada asta de mercat, adică João Felix, Neto, și a jucători care în primul 11 nu mai intră, din păcate, cum ar fi Sancho sau acest mijlocaș, însă eu am voie să aleg pe care vreau. Și sincer să fiu, clar trebuie să fie din primul 11. Și avem două variante, João Felix și Neto. Și este clar că Neto va avea 99 overall. N-ai cum să nu alegi pe Neto. Este foarte bun, merită overall-ul ăla de 99. Și atenție că cu această schimbare oarecum o să completăm automat obiectivul acela cu 99 overall. Acum dacă se face și Nkunku, mai bine. E bine, și acum Neto are 99 overall. Doar uitați-vă la stats-urile lui. 99 pace, 99 shooting, 99 passing, 99 defending, 99 dribbling, 99 physical, tot efectiv cel mai bun. Cel mai bun. Nu avem clar nevoie de niciun transfer, echipa noastră arată perfect. Așa că haide să simăm și sezonul numărul 9 să vedem ce reușește să facă Chelsea. Haide să vedem în 2031 cine câștigă balonul de aur, adică în sezonul numărul 9. Și se pare că este Christopher Nkunku, ca de obicei și în sezonul precedent a câștigat, în caz că cred că n-am arătat, dar a câștigat și în sezonul precedent. Sezonul numărul 9 s-a terminat, haide să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Însă ce s-a întâmplat între Neto și cu Nkunku, a făcut schimb de overall-uri. Ok, hai să vedem la goluri cine este. Este Neto cu 48 de goluri, mă, asta zic. Nkunku pe locul 2 cu 46, uitați-vă și voi câte goluri. Iar la asisturi este Miles. Iar gheata de aur câștigă aici Neto cu 31 de goluri. De asemenea, a reușit să câștigăm din nou Premier League cu 114 puncte. N-am pierdut efectiv niciun match, nici măcar n-a făcut egal. Câștigăm de asemenea și FA Cup United Shield cu 4-0 versus City. Câștigăm și Emirates FA Cup cu 3-1 versus Liverpool. Și câștigăm și Carabao Cup cu 5-0 versus Manchester United. De asemenea, câștigăm și UEFA Super Cup aici versus și la Spurs. Iar începe să câștigăm grupa pe locul 1 cu 18 puncte, n-am pierdut nici pe care o meci. Mai departe dăm de Real Sociedad pe care o spargem cu 7-0 la general, trece de Barcelona cu 4-1 la general și în semifinale reușim să o scoatem pe PSG cu 6-0 la general, iar finala vom juca versus Inter. Hai să ne reușim să câștigăm din nou finala UEFA Champions League și 3, 2, 1 și reușim să câștigăm cu 2-1, batem pe Inter, bine acolo, câștigăm din nou. Nu știu de câte ori am câștigat, dar e bine câștigăm atât, e bine. E bine și uitați-vă că am ajuns și în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, unde nu vreau să schimb echipa arată prea bine pentru sezonul cu numărul 10. Un 99, un 98, 97, 96, portar, bă, stai puțin, 42 de ani, Oblak, what? Ok, stai, ceva aici e ciudat, no, trebuie să se retragă de mult trebuie să se retragă. Ok, arată că scade, doar că arată n-a, uitați acolo, arată n-a, adică nu scade sau ce n-ai, bă? Nici nu-mi dați seama. Ok, nevermind, ori s-a glitchit, ori nu știu care este treaba, că na, cu atâtea moduri poate ce știe, s-a glitchit, dar totuși echipa arată foarte bine. Așa că haide să simulăm și sezonul numărul 10, ultimul sezon, să vedem ce reușește să facă Chelsea Londra în continuare. E bine, am simulat până pe 7 și o să mai simulez puțin, nu cred că ar trebui să apară acolo în dreapta. Dar nu cred că se mai face gala. Nu știu cine a câștigat balonul de aur, nici nu arată, pe nicăieri nu arată. Ar fi trebuit să arate pe aici la Breaking News, dar nu arată, deci presupun că, da, nu știu. O să zic că totuși Nkunku la balonul de aur, deși hai să nu punem aceasta, hai să zicem că a luat Mbappe balonul de aur. E bine, și sezonul cu numărul 10 s-a terminat și el, hai să vedem cum arată echipa în ultimul sezon și arată foarte, foarte bine. Enzo Fernandez care a ajuns la 98 overall, wow, efectiv, wow. Iar la stats-uri, Nkunku cu 51 de goluri, Pedro cu 46, Miles cu 39, Enzo Fernandez cu 35, efectiv, e nebun ce sunt aici. Iar gheata de aur câștigă Nkunku cu 33 de goluri, nu știu dacă am făcut obiectivul, dar zic că am fost aproape. Iar în continuare, ca de obicei, reușim aici să câștigăm Premier League cu 112 puncte. De asemenea, câștigăm și FA Cup United Shield, câștigăm și Emirates FA Cup, câștigăm și Carabao Cup cu 5-0 versus Arsenal și câștigăm și UEFA Super Cup, 4-0 versus Real Madrid. Iar în Champions League trebuie în grupa pe locul 1 cu 18 puncte, full puncte, niciun lose. Mai departe reușim să scoatem pe PSG cu 9-1 la general, wow. În quarter final să scoatem pe Spurs cu 7-1 la general, iar în semifinal să scoatem pe Barça cu 7-0 la general. E clar și echipa avem.
iar finala este versus cei de la Leverkusen. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm ultima finală din această simulare. 3, 2, 1 și reușim, mă, să câștigăm cu 2-0, îi batem pe cei de la Leverkusen și câștigăm din nou, în ultima ocazie noastră, finala Champions League. E bine, și cam astea au fost 10 sezoane petrecute la Chelsea, în caz că vă întrebați, bă, Ariel, băi, dar unde este ultima roată, ultimul de la roată, că nu l-ai dat? Pe ultima era, efectiv, nici un transfer. Nu ai voie să faci niciun transfer acest sezon. Așa am făcut. Obiectivele zic că le-am completat pe toate, poate gheata de aur n-am reușit, însă restul le-am completat. Trebuie să le fi completat, cu așa echipă categoric. Nu uitați acolo în comentarii să lăsați mai multe idei pentru alte videoclipuri. De asemenea, dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să abonați în caz că n-ați făcut și să activați clopoțul. Am fost Unreal Byte, v-am pas. Pa, pa!